prezența numărul atât de mare. Nu e o conferință de presă de campanie, pentru că, ca și pe cum știți, eu nu candidez la alegerile parlamentare. Dar e o conferință de presă politică care dorește să oferă o temă și Partidului Democrat, care astăzi pozează în aparatorul de tăsii, sigur, dorește să oferă o temă de reflexie și instituțiilor statului de drept, atât cât mai funcționează el. Această temă de reflexie privește o stare de incompatibilitate și un titlu conflict de interese cu consecințe asupra bugetului de stat, stare pe care cere Partidului Democrat să și-o asume, iar instituțiilor statului de drept, că se cheamă ele Analisa sau DNA, să o investigeze. E vorba de situația postului președinte al Autorității Naționale de Reglementare și Monitorizare a Achizițiilor Publice, doamna Tălâncă, poate evocată pentru curățirea de acest cartier, care, într-o perioadă respectiv, de la 23 ianuarie 2008 și până la 10 martie, a fost concomitent și membru în Consiliul de Administrație la Poșta României, instituție despre care știți în ce calitate se află, și președinte al ANRO, al agenției pe care am menționat. Spun incompatibilitate pentru că în această perioadă nu a existat și am verificat pe vremea când aveam în funcție publică acest lucru, vreun act normativ al guvernului care să aprobe prezența concomitentă unui președinte de agenție, secretar de stat, într-un consiliu de administrație, așa cum este regula de organizare a guvernului. Poate că ANI se va sesiza retroactiv asupra acestui stări de incompatibilitate. Problema nu este însă doar una de incompatibilitate, ci și de conflict de interese sau feminici, pentru că soțul doamnei Cristina Tudă era în aceeași perioadă de curație partener al firmei de avocatură Valeriu Stuica, cu care Poșta Română încheia un contract în timp ce doamna Tăină era și membru în Consiliul de Administrație la Poștă și șef la NERMAP, adică instituția care trebuia să verifice contractele încheiate de Poștă. În data de 3 martie 2009, deci în aceeași perioadă de grație, când doamna Tăină stătea și șefă la NERMAP, și în Consiliul de Administrație al Poștei, se încheie miraculosul contract de asistență juridică dintre Societatea Civilă de Avocați Stoica și Asociații și Compania Națională Poșta Română în calitate de client. Costurile acestui contract au fost crescute prin încheierea ulterioară cu acel consiliu 10 acte adiționale, ultimul în 27 aprilie 2012, ziua în care cădea guvernul Gureanu. Contract foarte interesant în care se spune că doar prin acceptarea unui dosar al Poștei automată, în prima fază de acceptare în valoare, firma Stoica are de asociații, să cum se cheamă, și asociații, prin ea au urmat 10.000 de euro, la care se adăugau după aceea costurile pe oră, așa cum practic în toate firmele de angajatură. Dar prima, să spun așa, de deschidere era în acest caz
10.000 de euro. Au trei aspecte de conflict de interese, foarte interesantă. Este că cele mai multe dintre dosarele în care poșta a fost reprezentată de firma Vita Istorica și pentru care se reîncheiau aceste acte adiționale și se dădeau bani în plus, au fost tocmai în care, cele în care instituția Vita Istorica, condusă de Donald Trump, făcea sesizări. Deci cum ar veni mecanismul era camere MAP-ul, șeful Trump se sesiza și după aceea se judeca cu partea cealaltă, unde era domnul Trump asociat. Respectiv firma Trump și asociat. Uniunea Socială Liberală cere Partidului Democratic a vestit în ANE o poziție oficială față de ceea ce a făcut în vot, în cazul de ANE. Menținând-o și permițându-i și o stare de incompatibilitate și o stare de conflict de interes. Poate că e interesant, felicităm și Agenției Naționale de Integritate, care e foarte eficientă în a da comunicată de presă când trebuie să se pronunțe asupra acestei situații. La care sunt întrebări? A existat probabil un document pe care l-ați văzut, l-ați consultat, care sesiza această stare de incompatibilitate și conflict de interese la momentul respectiv? Am cum să văd așa ceva la momentul respectiv. Sunt informații de cercetare pe care le-am descoperit în timp. Există un document, există documente când se poate. Dacă domnul Boc a fost sesizat cu această situație, asta îl întrebam pe domnia sa. Dacă știa, de pildă, domnul secretar de stat pentru a fi membru în Consiliul de Administrație, are nevoie de un memorandum aprobat în plenul ședinței de guvern. Așa cum se întâmplă de ani de zile. Doamna Trăină n-a avut, n-a beneficiat, câte știu eu, de o asemenea aprobare. Dar a stat suficient de mult în această stare de incompatibilitate încât să fie martor la un contract foarte avantajos cu o firmă de avocatură la care soțul domniei s-a reacționat. Ați prezentat, practic, acuzați faptul că ANRMAP-ul sub conducerea doamnei Trăilă făcea sesizări tocmai pentru ca firma de avocatură. E o coincidență foarte ciudată. Pot să spun eu de ce făceam sesizări. Dar e o coincidență foarte ciudată. Cel mai mare număr de procese erau ANRMAP-ul. O coincidență